se prezintă săptămâna următoare. Pentru Capricorn, cel mai relevant lucru este faptul că avem atât de multe planete și Venus, și Uranus și Mercur și Soarele într-un semn prieten, în primul semn de pământ, ei fiind de asemenea un semn de pământ, deci tot ceea ce ține de stabilitate, de găsirea totuși a unui confort, a unei liniști, vine în forță către ei. Este o zonă destul de bună pentru nativii Capricorn. Ei se pot simți, pot avea o viață destul de așezată, destul de echilibrată, chiar dacă își câștigă destul de greu existența și muncesc destul de mult. Capricornii, în ultima vreme, am tot spus, și-au activat niște calități parapsihice grație lui Pluton și Saturn. Pluton știm că este planeta responsabilă cu forța psihică și cu zona de paranormal prezentă în semnul Capricornului. Automat, toți Capricornii și-au activat zona aceasta de paranormal, de ezoteric, într-un oarecare exces, chiar aș spune. Este totuși interesant să obțină puțin mai multă detașare, deci dacă sunt domenii care totuși vin cu un soi de apăsare sau se gândesc la situații care pot la un moment dat să devină mai gri, să zicem așa, îi sfătuim totuși să se detașeze. De asemenea, se cere o reevaluare a atitudinilor față de bani, față de posesiuni. Ei sunt un fel de model în perioada următoare pentru toți cei care își doresc să facă lucruri constructive. De exemplu, nativii Capricorn în ultima vreme au demonstrat că pot să consolideze fie relații care la un moment dat erau mai fragile, fie afaceri care la un moment dat erau non-productive, fie au consolidat, să spunem, o casă care la un moment dat era lăsată în paragină și așa mai departe. Deci ei au cam lăsat deoparte tot ceea ce îi limita și acum observăm că au intrat pe un profil al lucrurilor care se amplifică. Lumina reflectoarelor în această perioadă pentru Capricorn cade pe zona aceasta de constructiv și de a pune în valoare. Și contrar faimei capricornilor, care sunt destul de sobri, rezervați, prezența lui Venus și implicată în această lună plină și pe o casă a bucuriei sufletului îi face foarte bine dispuși să facă glume, poate chiar, nu chiar glumele obișnuite, dar puțin umor negru sau englezesc, reușesc ei să strecoare în relațiile lor. Capricornii sunt foarte creativi în această perioadă. Iată câte planete au acolo. Capricornii întâlnesc oameni speciali și neobișnuiți. Capricornii au atâtea mișcări pe această zonă a casei a cincea, sigur, se și pot bucura de activități pe care să le facă împreună cu prietenii. Se pot bucura de rezultatele obținute de copiii lor sau se pot bucura de niște decizii pe care le-au luat legate de, știu eu, studii, investiții, decizii care, iată, puțin neobișnuite pentru ei capricornii, care nu sunt renumiți pentru asumarea acestor riscuri și care, iată, pot avea rezultate, mai ales atâta timp cât este și Venus acolo, pe această zonă investițională. Pe de altă parte, începând de marți, Soarele și Mercur se mută pe o casă a șasea, care, așa cum știm, este o casă a organizării programului de lucru, este o casă a echipei, echipei de lucru, este o casă a obligațiilor zilnice și atunci cumva cu toată această bună dispoziție care durează evident, adică nu e un aspect scurt, cu toată această bună dispoziție, capricornii vor fi un pic mai implicați începând de marți în performarea sau în a duce la bun sfârșit obligațiile zilnice. Sigur, poate se apucă de curățenie în casă sau poate se apucă să treinuiască un coleg nou. Ei își găsesc fel de fel de activități și exact asta spuneam. E foarte interesant cât de activi au devenit ei în ultimul timp și cum sunt și percepuți ca niște persoane de acțiune de cei din jur, în special cu Marte în oglindirea identității personale, adică pe casa a șaptea. Sigur, până și Marte face un aspect de sextil frumos cu Venus și atunci probabil că își vor găsi și clipe plăcute pe care să le petreacă cu partenerii, cu soții, soțiile, lucruri foarte frumoase și prezența Junon
rămânei în aproape conjuncție cu destinul, poate să aducă niște parteneriate semnificative în viețile capricornilor, atât sociale, cât și profesionale, cât și personale. Este adevărat și sunt foarte multe situații pe care capricornii nu și-ar dori să le modifice, nu trebuie să le modifice. Sunt una dintre zodiile care sunt foarte confortabile în această perioadă cu ceea ce le oferă destinul. Fie că este vorba despre relație, fie că este vorba despre viața personală domestică, fie că este vorba despre viața socioprofesională, ei sunt destul de confortabili cu ceea ce au. Chiar dacă muncesc destul de mult, chiar dacă există un profil karmic pe zona profesională și așa mai departe. Sunt situații pe care le-ar putea modifica, dar nu-și doresc, pentru că li se pare că sunt foarte bine ancorați în ele, că le stăpânesc, și Capricornul este acel gen de semn zodiacal care nu-și dorește probleme sau să-și facă probleme, cum sunt nonconformiștii, spre exemplu, vărsătorii mai rebeli, care și când n-au nicio problemă, parcă își doresc să apară ceva ca să mai rezolvi. Da, sau să facă schimbare doar de dragul, schimbării. Mergem mai departe să vedem pentru nativii vărsător. Aici este vorba despre o perioadă în care